Vă salutăm, oameni buni. Am venit cu un daily vlog. Un nou vlog pe ziua de azi. Avem schimb de remorci astăzi cu un coleg. Să schimbăm remorcuțile. Uite-l, deja a terminat. A terminat de scărca și să schimbăm cu el. Exact la fix. A terminat și el. A terminat și el de descărcat. Da. Da, hai să decuplăm. Ce? Ah, ok. Trage frâna la vagon. Ăla este aerul. Când tragi alea două supapele, se blochează roțile. Se înfârnează tot. Nu mai dă drumul la aer să meargă spre vagon și obligat se înfârnează vagonul din spate. Mamă, dar cum s-a făcut ăsta? Se conduce și noi de leu. Da, dar trebuie să tragi ăla. Cuiu. Păi am rupt de moară, să le deși cu asta. Da. Poți să dai un pic în față dacă vrei, te rog. Am tras eu, da. Dai un pic în față, că se putem să spate și astea. Hai că las eu picioarele până atunci. Uitați cum se mută și cutia electrică. Bine că am mai făcut un vlog ieri tot cu link electric. Which paper? From empty pallet? Yeah. Yes, upstairs. Close. Yes, it's close. This one empty semier. Yes. If you want to carry right one empty semier with the empty pallet, and that's all. Oh, this is sparse, dar n-ai. Să-ți facem poză la asta. Ai că foto. Ai multe? Și doi. Da, oh, în doi, oricum sunt toate. Și cred că e al nostru. Mai bine, prins doi în unul și de cuplatul. Da. Și cuplatul lui. Da, o alții și după aia egalizez și dau înainte. Da, dau eu echilibrat acum, egalizare. Echilibrat la ușiu. Că toți sunt aici. Auzi, noi am avut noroc, lui nu i-a mai dat foaie, că e închis acolo. Okay. Este închis, lui nu i-a mai dat foaie. Aia de pales cu oie, ce ne-a dat nouă. Lui nu i-a dat, că e închis. Oh. Da. Gata, e ok la aici. Okay. Da, aici da. E ok. Ce n-ai, mă, nu vreau la asta? A, coborât camionul jos un pic. Da. S-a dezlipit, e ok. Da, să închid ușelul colegul, să-l ajut și pe el. Unda asta ar trebui să spală asta de naiba. Parcă e cam murdărel. Ce
colegul și-a scris numărul de camion. Eu punem pe remorca asta în spate. Băi, dar mar să mă fătă. Asta ar fi. Asta e ok. It's fine? Yeah. I changed the plate. Yes. Gata. Poți să ieși dacă vrei, mă, dacă e ok. Ok? Da. Poți să ieși. Să schimbăm remorcuțele. Schimbă link-urile. E bine că nu mai lăsăm picioarele, dar aici le lăsăm decât pasă din față. Chiar că tot mă întreba un băiat la un moment dat cum stă link-ul electric. Nu știu dacă vede acest vlog, dar eu explic pentru toată lumea. Link-ul acum este încărcat și el doar dacă ar fi doar în picioare, decuplat de vagon, nu ar sta și ar cădea în bot. Acum el stă din cauza la vagon, că vagonul apasă pe șasiu și vagonul ține drept, să zic așa. Cu toate că e un pic riscant, zic, bă, dar oare nu se rupe, mă, șasiul la link? Văd că până acum nu s-a rupt. Să dea nevoie încărcat el și îl ține ăsta, vagon. Dar foarte important la link-urile electrice, dacă îl decuplezi vreodată și este încărcat, în partea din față trebuie obligatoriu să-i muți cutia până în spate, că altfel îți va cădea în bot. Obligatoriu. La link-urile mecanice nu este aceeași chestie. Link-urile mecanice au niște picioare, ies de undeva din zona asta. Picioarele mecanice, picioare și ies și le lași și stă bine. Picioarele. Asta le are în spate. Exact cum e același, e la fel. Nasul un pic sunt un pic diferite, dar mie personal mi se par mult mai rapide link-urile mecanice. Este un pic de bătaie de cap cu ele iarna, că trebuie să le împingi. Și dacă ai zăpadă, ceva, polei, e cam nașpa un piculeț. Mamă, dar ce cauciuc are colegul. Mișto. Hai că coboară ușor, ușor. E bine. Ce naiba, ia s-a așat jos ăsta aici, ce-a făcut colegul? Ok, astea-s trase. Este foarte, foarte comodă cu astea două aici, că nu mai ești nevoit să mergi până în spate, gen să tragi până de la vagon. Ai tras astea două și ți-a blocat conductele mai departe, nu mai circulă vagonul ăsta aerul de la link la spre vagon. Faci un drum mai scurt, ca să zic așa. Cam asta e. Acum să cuplăm vagonul. E ok.
Mamă, dar ce tare țiuie asta, îți dai naiba. Țiuie mașinuț. Oh. Avem de spălat la asta pe weekend. Dacă rămânem cu el. Ușor așa cu grijă, că nu e grabă. Momentan trebuie să învățăm corect, nu să ne grăbim. Corect. Grabă, avem timp la 40 ani, gol. E un pic mai complicat la linkurile astea mecanice, că e ok. E spațiu strâmb, să dea naiba. E cam nașpa. If you make it yourself. A făcut colegul de la CMR de mână. A făcut? Da. Se duce cu el să-l semneze aia. Măi, ca naiba, că n-ați trebuie ceva la mână, nu că ai lăsat paleția cu ei. Hai că până atunci am mers să las să ridic picioarele. Mă, dă, poți să dai în spate, că ridic eu picioarele. Ce are? N-ai treabă cu el. Ăla-i de curent, că sunt două de curent. Noi avem de-astea cu două ieșiri. Asta băgăm la noi. Da. Uh-huh. Mai există încă un model de cablu. Asta a cuplat, băiatul, dar n-a cuplat. Uitați cum cuplează. Hai să vedem cum cuplează și dăm la oră la manivelă, că nu este o grabă. O, super, exact pe mijloc. A sărit. Super. Da, păi să vedem că e totul bine. În spate la cuplă. Și ce frumos s-a văzut cum sară ăla când te uiți așa de la el. S-a auzit frumos? S-a văzut frumos. Uite aici am apăsat, am uitat astea, aici ok. Asta e ok. Gata, s-a dus și aerul, s-a deblocat frânele. S-a tras aerul în partea, a tras și frâna. Da. Atunci asta n-are scară. A, e sărit, e bine. Facem poză la asta acum? La ce, la vagon? A, nu neapărat. Ai telefonul, nu-l ai. A, nu, mă gândeam altfel. Nu neapărat, putem să facem când ne oprim. Că a fost spart, deci acolo ok, putem să mergem. Asta tot ok, da.
Vagonul parcă e un pic cam murdărel înăuntru. Asta e gol acum, de fapt. Ambele sunt goale. Orile, chestii. La urmă, erau decât ușile alea, trebuie să le dăm jos, dar le dăm jos când ne oprim. Sau mâine dimineață. E ok. Da. Ce nu, e sus. Exact ce auzi? Exact ce poți tu. E închisă. Mă urdurești pe mânuțez, mă șterg sus. Uitați și voi cât de mișto se vede. Cât de mare poate să fie să de naiba. Azi ne până la drum, că nu prea avem timp de cărți. Mergem cu fratele Mădă. Chiar ai băgat? N-ai băgat? N-am băgat. Nu știu exact. Ia un coping. Poți bagi decât atât, dacă să ne punem în mișcare, știi? Da, da. Că oricum trebuie să mergem pe la Miolbi, să mergem un pic până oraș. Da, e în drumul nostru. O, 305. Avem ceva. Da, pe avea nevoie că era un pic cam sus. Ce kilometri avem? 180.203. Oricum asta e greșită pentru că noi n-am fost pe gol, dar o refacem, doar am trecut așa, să avem și noi o dovadă că am fost pe aici. Și cam asta este, oameni buni, am făcut schimbul de link plus trailer. După Mădă, amândoi ne-am pus la drum, mergem spre încărcare. Colegul celălalt s-a dus sus să semneze doamna de acolo actele. Colegul. Mamă, dar nu mai le vezi în oglinda de jos. No, noroc cu aia mică de sus, de nebă. 70 de căluți. Da, are ca lumea. Să dea neabă, ia o zici că e avion. Așa spui că ești cu avionul pe drum. Deci pe ziua de azi a fost totul bine. Mamă, și mai avem Mădă de acum încă 4-5 ori de muncă să-mi dau picior. Ne prinde seara. Poftia? Ne prinde seara. Ne prinde. Mai avem calme de muncă. Ce mișto e să stai în dreapta. N-ai griji, n-ai stres. Stai și stai cu mințel, mai bec tu o gură de apă. Ei, n-ai stres. N-ai griji, că aolo, m-a luat cap. Stai liniștit, tot e bine. E bine că n-a plouat acum la schimbul ăsta, chiar începuse să picure mai devreme. Mă gândeam că ne face ciuciulete pe amândoi. Așa cum ai mai fi.
Da, o să dea naiba, după ce noi oprim, mai avem treabă și cu gantele astea două, uitați ce avem noi în timpul liber. Bine, mai îți rupe picioarele când ești atent, știi, și îți dă pe, peste picioare. Dar ții tu picioarele ca băieți deasupra. Am venit cu gânduri mari, mai ales Madalina, a venit cu gânduri mari la muncă. Ajungem acasă balauri, să dea naiba. Mai mare decât am venit. Exact ceva de gen. Mișto că nu e așa aglomerat cum e pe Europa pe aici. Bine, acum e un pic pe naționalul ăsta. Uite, nu e aglomerat. Oho, uite că acum se vede că am urcat sus. Ha, că nu e foarte, foarte rău. Da, dar uite cât de curat este, dar nebă, ce mișto e. Verdeața multă. Da, foarte, foarte mișto și curat. Da, dar uite și pietonal. De multe ori ai pietonal, ai drum de mers pe jos, să mergi 2-3-5 km chiar și mai bine. Și că de multe ori mă lăsam cam la distanță când era pe weekend și mergeam pe drum de ăla. La plimbare? Nu, mai am la magazin, gen la cumpărături. Și la plimbare, așa că nu, e combinată. Uite, chestia de genul era bună și la noi. Să fie peste tot pe naționale, știi, pentru pietonal. Uitați și voi cum este. E mișto. Sunt foarte, foarte multe locuri de o pietonal de genul. Am văzut ce diferențe de sunet între 5-30 și... Pe el era 5-30 al lui colegul. Acum i-am văzut motorul, că n-am băgat de seamă. L-am auzit. Ce, nu se prea s-auzea, mai mult băzie decât mărie. Ești trotineta. Sau de mă, dar n-are el acum timpul să... N-are toba sport. Nu are, că uite, erau niște chestii pe net, vezi dacă bagi pe toba, dar nu știu cât ori funcționa tâmpenea, că nu știu tâmpenea. Că-s prostii. Da, pe ce bagi și pe ieftinelul. Da, am încercat. A, da, și, a, pe de-aia știi că-s prostii. A, și ce, zvarză? Hai, dar nu scoate niciun sunet, niciun fluierat, nimic? Zici că e fluier. Era ceva care, vezi, doamne, îl bagi în tobă și îl strânge acolo. Nu, aici trebuie. Ai bine de o găură cu un ciocan în tobă și se aude mult mai tare. Mult mai mișto. Ia ce blocuri mișto au oamenii ăștia. Mamă, ce ai ținut. Mhm. Sănătate. Mulțumesc. Păi mă petrec gata, că ne-o prind de seara peste 7 ore. Să aveți petrecere. Gata, pe zi. Ne repetăm ce că Mădălin a învățat foarte multe într-un timp foarte scurt. Și acum ne permitem să petrecem. Extrem de multe chestii, 3 zile. 3 sau e 4 azi? A 4-a minus 1. Tot un drag. Că prima... Da. Așa de acomodare. Prima cam da. Bine că zici că la numărător pui și pe aia. Hai că ai învățat o grămadă chestii, pe bune, 3-4 zile. De bune, am învățat o grămadă. Uite, cuplet singur, de cuplet singur. Dai cu spatele singur. Da, mai ușurel, dar dai, na, că despre asta e vorba. Acum nu trebuie viteză neapărat, mai ales la început. Îți trebuie precizie. Mai important e să-ți placă, că se leagă mult mai bine. Dacă n-ai plăcere aici, nu faci nimic. Mă, cam da. E șarpă rău, mare. Nu se mai termină trenul. Da, dar e și mișto. Mie îmi place să-l văd când se mai termină. Oricum era acum un coleg când băga la rampă. Uh-huh. Și mi se pare mai simplu față de asta. Mă, la Dol e mult, mult mai simplu.
Mai compară băieții astea link-ul cu Dolia, dar n-are nicio treabă una cu alta. Practic ți se rupe doar o dată, se rupe de două ori. Da, dar în față te urmează 100% să-l tragi tărăși și n-are nicio treabă cu ce vrei tu să faci. Și cu spatele și cu spatele, destul de ușor. Plus că mai are o axă în spate la camion care și aia se virează. Camionul se virează, da, nimic. Da, majoritatea am văzut că au axă. Da, da, toate, pe și la, și de la noi erau două și tot așa aveau. Te ajută într-un fel, știi? Da, uite, cum fug. Dacă era piciorul aici, aici îl făcea. Ca lumea. Adevărul că sunt și grele, naiba. Ganterele. Sunt cam grele. Are 30 de kg, una, 30 de kg? Da, da. Oho, mamă, vă dați seama câtă putere avem noi? Amândoi tragem de ele. De una singură, amândoi. Ce, amândoi deodată tragem de una singură, să ridicăm sus. Ma, acum, real gândind, noi suntem șoferi pe stil nou, uite. Exact, uite, asta o să găsești la șofer pe stil nou. Așa trebuie să arate șoferia, adică și în pauze să-ți faci viața frumoasă și să ieși un piculeț de mișcare, că nu cred strică. Cred că nu e aici intrarea, nu? Ba da, aici e intrarea spre autostradă. Hai că uite, te lasă băiatul că ți-a dat flash-uri. Da. Oh, ăsta e tot drum. E greu să iei număr, trebuie să da, păi să-i faci. Oameni buni, cred că vă lăsăm, că deja pe autostradă devine plictisitor. Așa, pe-n sate e mișto, sunt mișto vlogurile. Pe unde încărcăm, pe unde descărcăm. Acum am văzut cu schimbul de vagoane. Ce biserică, uite. Cine face o renovează? Ce să zic, o zi bună vă dorim și eu și Mădălin și ne vedem la următorul vlog. Că vorba lui de ieri, timp avem să mai facem. Plus că de acum o să iasă mult mai bune. Da, cum că Mădălin ușor se acomodează în ce mai bine și vor ieși mai bune. Și el a confirmat. Da. Salutare la toată lumea.